Lipsurile vieții de zi cu zi par să o fi împins pe Irina Ciobanu, de 34 de ani, din Roșia de Amaradia, să termine cu viața. De ceva vreme era în depresie, spune soțul femeii, iar vestea că acesta urma să plece la muncă în Franța a fost, se pare, de neacceptat. Faptul că trebuia să plec eu în afară a dus-o și mai mult acum depresie. Da, v-a spus ceva de gânduri de astea sinucigașe înainte? Pur și simplu a zis că are niște gânduri negre, dar nu că și-ar face pur și simplu gestul care l-a făcut. Că ar avea, deci are în gând așa, dar nu că și-ar face, pentru că se gândește la primul la copii. Totul a plecat de la lipsa banilor, crede socrul femeii. Nu are bani, asta de aia s-a întâmplat de asta. Băiatul dumneavoastră urma să plece? Da, azi la ora 10, amândoi și cu băiatul celălalt, cu norme. Plecau toți în Franța, la muncă acolo, ca să lucreze și să câștigi un bani, să întreține și în țară aici, să-și facă și el casa, să o ridice sus. Chiar dacă apropiații spun că tânăra nu a dat de înțeles că ar ajunge să recurgă la un asemenea gest, biletul de adio arată că a știut ce face. Femeia a cerut ca cei doi copii să ajungă la surorile ei. N-a avut nicio problemă, nu mi-a spus niciodată că i-a dat bărbatul său un deget. Nici m-a întotdeauna, nu i-a lipsit nimic. Avea și copii, da, cât trebuia să-i crească și tocmai când aveau cea mai mare nevoie de ei. Nu era de acord să plece soțul sau ce s-a întâmplat? Era de acord, dar intrase într-o depresie așa. Polițiștii au constituit un dosar penal în care efectuează cercetări sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Novaci pentru lucrurile jurărilor în care a suferit lipsul persoanei. Soțul femeii va fi nevoit acum să-și caute de muncă în țară pentru a fi aproape de copiii lui.